142 de copii ucraineni au primit șansa la o viață mai bună. Au fost abandonați de mici, locuiau într-un centru de plasament și se trezeau în fiecare zi în zgomot de bombardamente. Acum, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, s-au mutat în Antalya, unde vor sta până când războiul din Ucraina se va încheia. Cel puțin un an, copiii vor locui în hoteluri închiriate special pentru ei. 1700 de suflete au ajuns până acum în Turcia. Cu inima strânsă, speriați, dar și curioși. Așa au așteptat copiii ucraineni pe aeroportul din Baia Mare. Însoțiți de câțiva adulți au urcat în avionul speranței fără să înțeleagă că viața lor se va schimba. În aeronava care i-a dus spre noua casă îi așteptau și colegii lor de zbor. Pe fiecare scaun era câte o jucărie de pluș. Fericiți și cu lacrimi în ochi, cei mici au plecat spre o lume pe care nu au cunoscut-o până acum. Aproape toți au rămas singuri încă din primele orele de viață. Părinții au abandonat la naștere și nu au știut niciodată ce înseamnă familia. În momentul în care a început războiul, pe ei nu a avut cine să-i salveze și să ia în brațe, să le spună că totul va fi bine. Totul până acum. Pe lângă cei 142 de copii, în avion au fost și 30 de femei salvate din calea războiului. Am fost ajutați să zburăm în Turcia ca să putem să le salvăm viața copiilor și să îi menținem sănătoși. Știm că războiul continuă și noi suntem în pericol. Oamenii ne-au ajutat mereu și vreau să le mulțumesc că au inimile atât de calde. Acum avem foarte mulți prieteni. Noi, toți oamenii de aici din avion, ne-am lăsat familiile acasă, în Ucraina. Eu am lăsat-o pe mama mea, care are 82 de ani. Cel mai mult îmi doresc ca Ucraina să învingă. Până să învingă Ucraina, viitorul ei, copiii trebuie salvați, smulși din ghearele unui război care face victime mai mult civili și într-un mod barbar. Casa mea este aproape de frontul de război. Lupta este silențioasă, dar știm că dușmanul este aproape. Cea mai bună soluție a fost să evacuăm copiii într-o zonă sigură. De la începutul războiului și până acum, 9 avioane pline cu copii au ajuns în Turcia. 1700 de suflete au fost salvate din calea bombelor. Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondii, este unul dintre îngerii păzitori ai acestor copii. A plătit 5 din cele 9 zboruri și nu vrea să se oprească aici. Tot copiii care au fost astăzi, care au trecut cu emoții și cu copilărie peste un zbor de 2 ore, o să fie de acum bine, s-a terminat cu războiul, s-a terminat cu frica, cu sirenele și de acum pentru un an de zile vor fi aici protejați, așa cum ar trebui să fie. Noi suntem cei privilegiați, odată, pentru că, uite, noi nu avem nevoie să ne fie salvată viața, nouă ne este bine. Și dincolo de asta, să poți să ajuți, să poți să fii la un moment dat important în viața unor oameni pe care nu-i cunoști și care unor nici ei nu te cunosc și poate nici nu-i cunoști vreodată. Proiectul de salvare a copiilor ucraineni din centrele de plasament este condus de Olena Zelenski, prima doamna Ucrainei.